În toate unitățile școlare de pe raza municipiului, pregătirile pentru deschiderea noului an de învățământ sunt întoi. Și la seminarul teologic Sfântul Francisc de Assisi, aceste preparative au intrat în linie dreaptă. Suntem în săptămâna retușărilor pentru începerea noului an școlar, care va fi, de fapt, pe 12 septembrie, în mod oficial și solemn, în capela noastră. Dar spun că mai sunt câteva zile în care pregătim atât internatul pentru cei de la teologie care vor veni la școala noastră, cât și cei de la pedagogie. Pregătim toate sălile de clasă, sălile de informatică, biblioteca, capela noastră, în care avem diferite activități religioase zilnice, adică totul să fie pregătit pentru acest nou an școlar 2016-2017, ca toți bobocii, aș spune eu, toți bobocii cei de clasa nouă, dar și ceilalți, nu? Prima zi de școală este o zi emoționantă, o zi plăcută și trebuie să creăm un mediu cald, propice, primitor pentru toți cei care vin la școala noastră. Ceremonia de deschidere a noului an școlar va avea loc luni, 12 septembrie, de la orele 10:30 în capela Institutului Teologic Franciscan, unde va fi oficiată și liturghia specifică evenimentului. Trebuie să începem acest an școlar în numele lui Dumnezeu. Trebuie să începem cu Dumnezeu, ca pe parcursul anului școlar să avem numai rezultate bune, mai ales copiii să aibă rezultate bune, și de aceea începem cu Sfânta Liturghie, nu? Și acum vă spun dumneavoastră, luni la ora 10, în capela noastră, în capela mare o numim noi, va fi Sfânta Liturghie, adică în festivitatea de început de an școlar 2016-2017, împreună cu elevii de la teologie, adică seminariștii noștri, împreună cu elevii de la pedagogie, nu? Specialitatea învățători educatoare, părinți, profesori, invitați, autorități locale, superiorii noștri a Ordinului Franciscan, provincia Sfântului Iosif din România, cu toții vom participa la această Sfântă Liturghie, pentru că este jertfa lui Hristos și numele lui Dumnezeu, cum menționam, pentru a avea în acest an școlar un an binecuvântat, cu rezultate bune. Conducerea Seminarului Teologic Franciscan urează tuturor elevilor un an școlar rodnic, la capătul căruia elevii vor trebui să-și atrungă ținta de a obține rezultate școlare cât mai bune la toate disciplinele de învățământ. Doresc tuturor elevilor, profesorilor, părinților să aibă un an școlar binecuvântat de Dumnezeu, multe împliniri și la sfârșitul anului școlar, într-adevăr, să culegem roadele pe care noi am depus eforturi, nu substanțiale, elevii au depus eforturi substanțiale, părinții au sprijinit și, într-adevăr, să vedem la sfârșitul anului școlar roadele așteptate încă de la început. De aceea vă doresc un an școlar binecuvântat. Directorul Seminarului Teologic Franciscan are credința că și în anul școlar 2016-2017 elevii acestei prestigioase instituții de învățământ vocațional vor reuși să se mențină în topul celor mai bune unități școlare liceale, participând atât la activitățile liturgice specifice, cât și la toate activitățile școlare din calendarul Ministerului Educației.